În urma unor reclamații făcute de către societate comercială de pe platforma Bărăbanți, am dispus un control la data de 13, unde comisarii al Gărzii Naționale de Mediu, Comisariatul Județean Alba, au fost la fața locului pentru a vedea situația din teren. Este vorba despre societatea Polaris, care a depozitat temporar în zona Bărăbanți deșeuri provenite din 10 OAT-uri din județul Alba. La momentul controlului s-a depistat faptul că nu au fost realizate măsurile din autorizația de mediu și în urma acestui control, Garda Națională de Mediu a făcut o notificare către Agenția de Protecție a Mediului Alba, prin care aceasta, în data de 16, a solicitat ridicarea autorizației de mediu pentru platforma Bărăbanți. La momentul de față se găsesc soluții pentru mutarea definitivă a acestei platforme temporare, în așa fel încât cetățenii județului Alba, cei din zona limitrofă, să nu mai aibă de suferit. Situația deșeurilor la nivelul județului Alba este o situație complicată prin faptul că la momentul de față nu există o rampă de deșeuri și, după cum știți, această rampă de deșeuri a fost contestată de mai multe ori în instanță de mai mulți operatori economici, iar la momentul de față aceasta este fără operator. Suntem foarte atenți la aceste probleme de mediu, pentru că, după cum ați și vede, la nivelul județului Alba există o gravă problemă în ceea ce privește deșeurile menajere.